Salutare, prieteni! Bine v-am găsit la un nou videoclip. După cum vedeți, suntem în cameră la iepuraș și în acest videoclip am să vă mai arăt iepurașii. Aici avem cele două femeluțe, pe Cala și pe Blumi. N-am mai postat fiindcă mi s-a stricat telefonul, acum mi-a venit un telefon nou. În fine, asta. Cele două femeluțe foarte frumoase, le-am băgat puțin măr. Apă proaspătă. Aici avem, o avem pe negruța cu puii ei. Nu mai deschid ușa fiindcă e legată adăpătoarea de rabis și e plină cu apă și nu m-a răsturnat apa. Acolo avem puiuții, nu se prea vede fiindcă na, nu știu de ce e mai întuneric. A, așa e mai ok. 7 puiuți are, pe ăla al poate, dacă e proaică o să-mi rețin, poate. Am văzut într-un comentariu că mi-a scris un abonat, cred că, că am zis că nu-l vând pe ciocolată și de ce l-am vândut. Da. Omul se mai răzgândește. Aici o avem pe Lulu. Am multe noutăți. Lulu este a făta, sper. Acum, 11 iulie, s-a făcut a făta cu iepuroiul Răzvan, căruia îi mulțumesc că m-a primit. În spate, prieteni, avem 4 puiuți. Pe aceștia nu îi știți. 2 femeluțe și 2 iepuroi. Iepuroiul ăla de acolo poate o să plece de la mine, adică o să-l pun pe OLX, dacă nu îl cumpără nimeni, am să-l sacrific. Acesta e mai iepuroi. Iar ăla, aia alb cu negru iepuroaică, care seamănă pe Bubu. În spatele ei mai este încă o iepuroaică, tot așa ca și ăsta, mai, puțin mai deschisă. Uitați acolo, se vede foarte puțin din ea. Hai. Uitați acolo. Aia iepuroaică, pe aia o să o țin, poate și pe asta albă, nu știu. Aici am cele 3 femeluțe. Au și ele mâncare. Așa. Se vede și așa. Fără bliț. Iar lângă ele e mama lor, care am dus-o la un iepuroi de uriaș, curat. Și nu vrea să stea nici cum la iepuroi. Am să mai încerc să o duc. Cum am spus, o să încerc să o mai duc la iepuroi. Așa. Deci, cum am spus, am mai multe noutăți. Lulu este a făta. Și am făcut niște achiziții. Bun, prieteni, dacă v-a plăcut acest videoclip, nu uitați să dați un like, un subscribe. Să aveți baftă lorecați, cu voi a fost Mario și până data viitoare, v-am salutat, pa, pa!